Rețelele de canalizare au fost inundate cu tot felul de obiecte aruncate de locatari. Pentru rezolvarea situației au fost sparte conductele de canalizare, iar dejecțiile s-au scurs în pământ. Așa se face că în multe blocuri subsolurile sunt pline de mizerie și șobolani. Este o mare problemă aceasta a subsolurilor de la blocurile vechi din orașul Târgu Cărbunești. Este o problemă care durează de foarte mult timp, pentru că toate aceste guri de evacuare spre canalizarea orașului au fost distruse cu timpul de diversi factori, ca să spun așa, și toată această mizerie s-a acumulat în subsolurile blocurilor. Mi-am propus în programul de administrare al orașului pe 4 ani ca să curățim în medie 4 subsoluri de la aceste blocuri pe fiecare an. Am pornit demersurile, am inițiat și înființarea unei asociații de locatari împreună cu domnul inginer Zorlescu Adrian. Oamenii au cerut ajutorul administrației locale, însă pentru reparații, locatarii sau asociațiile de proprietari ar trebui să intervină. Nu au fost igienizate niciodată, tocmai din acest motiv, pentru că majoritatea, ca să nu zic în totalitate, apartamentele au proprietari și atunci primăria nu poate să vină cu bani publici în proprietate privată decât pe baza unor hârtii foarte bine justificate și foarte bine puse la punct. Locatarii sunt disperați și spun că nu mai suportă mirosul șobolanii și șerpii din subsolului. Sunt pline de gunoaie, de mizerii, de orice. Știu și eu că e legea, că sunt locuințe private. Da. Și statul nu poate să intervine decât să ne ia banii la locatari. La bani, când ne ia banii, nu mai e locuință privată. Înțelegeți? Și toată lumea știe, nu numai. Cum arată? Cum arată subsolurile, dacă ați putea să ne spuneți? Bălțele de, cred că au cel puțin un metru, cu mizerii și tot felul de sticle. Dar de când e situația aceasta? Păi de când s-au făcut blocurile? De 30 de ani. Primarul Dănuț Sibirău spune că problema va fi rezolvată pe situații de urgență, aceasta fiind singura soluție ca oamenii să nu plătească lucrările de igienizare.